Duminică e 2 aprilie, duminică, ca în fiecare an, este marcată ziua de conștientizare a autismului. O zi concepută cu scopul de a promova înțelegerea și acceptarea persoanelor diagnosticate cu autism. Iar în cele ce urmează avem o istorie emoționantă a unui băiețel pe nume Iancu. E din Chișinău, care la 3 anișori primise diagnosticul și totuși, chiar acum, reușește să cânte, să aibă performanțe și să cânte cu mare iscusință la pian. Haideți să-l cunoaștem și să le aflăm povestea. Faceți cunoștință cu Iancu Plungean, din Chișinău. Un copil mai special, dar cu un talent extraordinar de a cânta la pian. Mama lui Iancu, jurnalista Diana Plungean, avea o presimțire că ceva nu iese în regulă cu fiul său după ce acesta împlinise un anișor. În 2016, când băiatul avea 3 ani, ea a început să dea alarma. Trebuia să afle de ce copilul ei nu vorbește și nici nu reacționează la auzul numelui. În momentul în care mi s-a pus diagnosticul, am reacționat calm. Cumva eu știam, eram pregătită, am fost la specialist, la psiholog, terapeut ABA, i-a făcut un test și după toți parametrii ne-a spus că este autism. Și prima mea reacție a fost: și ce facem, ce trebuie să facem, unde trebuie să mergem, la ce medic sau la ce specialist? Adică n-am lăsat mâinile în jos, din start am mers, am căutat terapeut, centru. Tot de atunci, băiatul a început să facă terapie comportamentală câte 2-4 ore zilnic. Iancu este un băiețel care învață și este un băiat care a reacționat la terapie. Terapia ABA, mulți părinți spun că nu, vai, în cazul nostru n-a funcționat. Terapia ABA este unica care funcționează în cazul copiilor cu autism, pentru că copiii tipici, ei cum fac, ca un burete, ei absorb totul din jur. El învață că ăsta este asta sau repetă cuvinte, imită. Copiii cu autism nu au aceste lucruri, respectiv tot ce știe el, fiind acum elev în clasa a doua, lui s-a băgat asta prin terapia ABA. Diana spune că părinții care au un copil cu autism au nevoie de multă răbdare și tărie de caracter, dar nu doar astea. Să nu cedeze, să facă terapie și să facă multă terapie. Autismul nu este o boală și medicamentele, adică nu există un medicament minune pe care să îl dai și el să înceapă să vorbească, sau vorbirea, comportamentul, faptul că știe să citească, să facă matematică și să cânte la pian e... Bun, cântatul la pian e talentul lui de la Dumnezeu, dar restul sunt învățate prin terapie și nu prin medicament. Mulți dintre copiii ploii au talente ascunse și le manifestă diferit. Din păcate, însă le sunt afectate alte capacități. Da. Mama ne mângâie, soarele lucește, soarele 1, mama 1 este. Specialistul ne-a enumerat câteva semne care ar trebui să-i pună pe părinți în gardă și să-i direcționeze mai întâi de toate la neurolog. Niște tulburări de dezvoltare neurodevelopmentală și complexă creierului, care au de obicei la bază două nuclee. Primul nucleu este dificultățile de interacțiune socială și de comunicare. Dacă vorbim de comunicare, copilul nu inițiază o discuție, nu spune cuvintele mama sau tată, sau dacă le spun mai mult fără a conștientiza acest lucru. Da? Al doilea nucleu este comportament repetitiv sau stereotipic, altfel vorbind, acești copii flutură din mâini, se învârtesc în jurul axei sale, fug din punctul A în punctul B, deci o perioadă mai lungă de timp, preferă același traseu și în momentul în care noi modificăm acest traseu sau se încearcă, copilul protestează, când văd părinții, nu zâmbește, nu gângurește, se uită mai mult haotic, da? La vârsta de un an și câteva luni, dacă copilul nu reacționează la numele său sau nu arată cu degetul. La vârsta de un an jumate, dacă copilul nu arată părțile corpului, nu imită animalele, nu înțelege, nu execută comenzele simple. Datorită terapiei comportamentale, psihoterapeutului și părinților, Iancu citește, face exerciții de matematică și are o relație frumoasă cu familia sa, în special cu fratele său mai mic.